Scendete și mi s-a rupt din contră! Camea! Salut, dragi pescari, și bine v-am regăsit la un nou video. Acest video am vrut să-l fac pe data de 18. Am filmat circa 30 de minute, după care am plecat la pescuit. Abia ajuns acasă, când am vrut să prelucrez videoul, am observat că tonul filmării nu este ok. Astfel am hotărât să reiau cele spuse la începutul partidei de pescuit despre sonare în general. Voi continua lunile următoare cu mai multe videouri. Voi încerca să fac cât mai multe posibile și în special voi detalia despre sonarul Hook Reveal 7, care, din punctul meu de vedere, Hook Reveal 7 cu sonda HDI este cel mai bun sonar pentru clonk la ora actuală, din punctul meu de vedere, raport, preț, ceea ce poate oferi. După cum vedeți, avem aici totuși sonar de la Garmin cu sonda LiveScope și cu Black Box și acel al pescuiesc. Vom discuta și despre aceasta în altă emisiune. Ieri dimineața mi-a venit primul sonar din noua serie Lawrence Elite FS Fishing System. Aici avem și Helix 7. În spatele camerei avem și Helix 9, Helix 8, Mega SI Plus. Voi încerca cât posibil să intru prin meniurile fiecărui sonar, să detailiez ce poate unul, ce poate altul, pentru ce este bun și cam în ce clasă de preț se învârt aceste modele. Bineînțeles, vom primi și sonare mai scumpe, HDS, Solix, poate chiar și un Apex, un Apex 13 sau 16, nu știu încă exact, depinde care va ajunge primul pe continent. Și voi încerca să, step by step, să vă explic câte ceva din fiecare. Acum însă ne vom concentra pe sonarul Hook Reveal 7 HDI, un sonar pe care îl puteți achiziționa la prețul de 1850 de lei. Adică sub 1900, sub 1900 de lei, un sonar care vă oferă un 2D excelent, vă oferă down imaging și GPS cu harta batimetrică. Aceste trei combinații vă pot oferi multe, multe, multe drill-uri, capturi de vis, mai multe decât dacă ați folosi un sonar cu un singur cont 2D, de exemplu, care nu este atât de potrivit la pescuitul la clonk, la verticală, în general. Să recapitulăm scurt pentru ce acest sonar este cel mai bun din punctul meu de vedere. Pentru pescuitul la clonk, pentru pescuitul la verticală și acest raport făcut la preț, prețul de 1850 de lei și ce ne poate oferi. Are sonda HDI. Sonda HDI, toți o cunoaștem încă de la primele modele Elite, apoi urmate de modelele Hook și foarte des folosite chiar și la HDS. Sonda are două conuri, un cont de 20 de grade și un cont de 60 de grade. Atenție! Dacă și alți producători au astfel de sonde cu 20 respectiv 60 de grade, diferența între ele este că la Lawrence se vede foarte clar până în marginea conului de 20 și foarte clar până în marginea conului de 60. Iar dacă montura vă iasă puțin din con, în afara conului de 20 sau în afara conului de 60, montura începe să se vadă mai prost. Adică aș putea spune conul de 20 vede până în 40 de grade,
în afara de 20 până la 40 mai slab, iar conul de 60 de grade poate vedea, din punctul meu de vedere, chiar până la 90 de grade. Nu am întâlnit încă nici o altă sondă, în afară de HDI 83-200, care să vadă atâta de bine până în marginea conului de 20, respectiv 60 de grade, și chiar și în afara acestora. Toți pescarii de somn, la clonc, pe verticală, cam știu acum cât de util este să folosești două conuri, conul îngust și conul larg, să vezi când se apropie un pește, să vezi un pește mare care este în afara conului mic, să ai răbdare, să continui să clonhănești. În mai multe videoclipuri vă voi arăta și cum se folosește sonarul Cook Reveal 7. De asemenea, multe din aplicații se pot folosi și la Elite și la HDS, cum ar fi Hard Reset, Soft Reset. Ce se întâmplă când facem Hard Reset, când facem Soft Reset, calibrarea ecranului la ecranele touch, vom discuta despre harta batimetrică, despre GPS, a pune un punct, a reveni la punct, a-l căuta. Deci toate acestea în videouri diferite. Voi încerca să mă rezum la punctual la ceea ce discutăm în fiecare videoclip și să le fac cât mai scurte și cât mai pe înțelesul fiecăruia. În partida de pescuit, care am avut-o pe data de 18 decembrie, cu Hook Reveal 7 HDI, am folosit lansete de spinning și am căutat bibanii și șalei pe verticală. Din păcate nu am găsit nici un șalău care a dorit să muște sau un biban, însă, văzând câteva semnale pe ecran, mai mari, mai pronunțate, le-am animat scurt cu cloncul, cu un clonc cu cap mic, de 30 de mm, și am reușit să provoc 3 somni la mușcătură. Ok. Deci după vreo 2 ore de pescuit pe verticală, am reușit să prindem un somn. Complet inhalată guma. Și după cum vedeți, aici mai sunt și alți în zonă. Deci somnii nu hibernează la temperatura apei de 9 grade. Am un pește la 11 metri. Oh, ce-mi dete și mi s-a rupt din contră! Păca mea așa! Inadmisibil!
Doi ratați. Amândoi au plecat cu Năluca. Trusa cu nălucile de iarnă. Peste 20 de centimetri. Ce să spun, am plecat să prind șaleu pe verticală și am dat de somn, însă nu sunt pregătit cu sculele necesare. Asta este învățătură de minte, vom da la șaleu pe verticală cu fire mai groase în viitor. Treilea pește, se pare că tot un somn este, nu am noroc de șaleu, dar acesta nu este mare.